Salutare tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube, Fohau România. Pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Nicu Ghergu și activez în domeniul terapiilor alternative de peste 20 de ani. Astăzi mi-am propus să discutăm despre o componentă foarte importantă a terapiei Fohau și anume gelul de masaj. Foarte mulți s-au întrebat ce este gelul de masaj Fohau, ce anume conține, de ce este important în terapia Fohau. În acest videoclip vom atinge toate aceste aspecte. Simplu spus, după cum indică numele, gelul pentru masaj Fohau este un extract natural de plante elaborat de Institutul de Cercetare Yang Sheng Fohau pentru a fi folosit împreună cu aparatul de masaj bioenergoterapeutic Fohau. El conține componente vegetale naturale extrase cu ajutorul tehnologiilor moderne. De aceea, gelul pentru masaj Fohau alimentează pielea cu substanțe nutritive, o hidratează, are proprietăți emoliente, dar asigură o conductivitate sporită. Gelul pentru masaj Fohau conține extracte de plante utilizate larg în medicina tradițională chineză, precum asparagus cochinchinensis sau sparanghel chinezesc, ligusticum chuangxiong, considerată una dintre cele 50 de ierburi fundamentale în medicina tradițională chineză, ghimbir, șofrânel, angelica, o plantă folosită în medicina chineză de mii de ani pentru proprietățile ei nutritive și hematopoietice și în ameliorarea anumitor afecțiuni urogenitale. Ginseng chinezesc, recunoscut pentru proprietățile antiinflamatorii, dar și alte ingrediente benefice pielii precum acid folic, beta-glucan, scoalan, alantoină, shea și extract de măsline. Toate aceste componente asigură gelului pentru masaj Fohau un efect nu doar nutritiv, dar susține și energia. Aceste ingrediente au multe beneficii asupra sănătății, implicit asupra pielii atunci când este aplicat topic și în acest videoclip voi face referire doar la câteva dintre ele. Pentru mai multe informații poți consulta căsuța de descriere de mai jos. Înainte de a merge mai departe, dacă îți place ce ai aflat până acum și consider că ți-am prezentat informații valoroase, dăm de veste prin apăsarea butonului de like. Această acțiune simplă și gratuită ne ajută să ne dăm seama ce fel de conținut digital îți place pentru a ști pe viitor ce anume să creăm. Revenind la discuția despre ingredientele gelului pentru masaj Fohau, iată câteva dintre informațiile care nouă ni s-au părut foarte interesante. Sparanghelul chinezesc stimulează producția de colagen, ameliorând procesul de îmbătrânire cauzat de expunerea la razele ultraviolete. În medicina tradițională chineză a fost și este folosit pentru susținerea plămânilor și a rinichilor. Tonifică și hrănește energia yin, îndepărtează factorul patogen căldură și generează fluide benefice în lupta cu senzația de sete, gură uscată și spută groasă. Aplicată topic, planta Ligusticum chuangxiong are proprietăți nutritive ajutând la decongestionarea stazelor de sânge, precum și în cazul ecchimozelor. În medicina tradițională chineză a fost și este folosit pentru susținerea ficatului și a vezicii biliare și a pericardului. Este o plantă des utilizată pentru meridianul ficatului. De asemenea, pune în mișcare sângele, ajută la reglarea energiei chi și îndepărtează factorul patogen vânt. Don Quai sau extractul de angelică are efect de rejuvenare și energizare și reduce umflăturile și accelerează procesul de cicatrizare. În medicina tradițională chineză a fost și este folosit pentru tonifierea sângelui. Are acțiuni benefice asupra meridianelor inimii, splinei și a ficatului. De asemenea, ameliorează durerile cauzate de stazele de sânge și energie, chi, și îndepărtează factorul patogen frig. Aplicat topic, Panax Notoginseng sau ginsengul chinezesc are proprietăți antibacteriene și este un bun regulator pigmentar. Este eficient în caz de eritrem, pustule și mâncărimi. În medicina tradițională chineză a fost și este folosit pentru susținerea meridianelor rinichilor și al ficatului. Este o plantă care elimină factorii patogeni de vânt și umezeală. Șofrânelul este și el benefic în cazul stazelor de sânge, a erupțiilor cutanate, a eritremelor, a carbuncurilor,
are proprietăți antiinflamatoare și poate ameliora durerea. În medicina tradițională chineză este folosit pentru susținerea meridianelor inimă și ficat, fiind o plantă ce poate tonifica sângele. Cât despre ghimbiri, putem spune că, pe lângă nenumăratele beneficii asupra sănătății, are multe proprietăți utile pentru frumusețe, precum stimularea elasticității pielii, susține lupta împotriva acnei datorită trăsăturilor sale antiseptice și estompează cicatricile și petele pigmentare. În medicina tradițională chineză este considerat un medicament universal datorită utilizării sale răspândite în ameliorarea foarte multe afecțiuni. Este o plantă ce influențează meridianele splină, stomac și plămâni, reglează yang-ul și elimină factorii patogeni vânt și frig. Așadar, putem spune că toate aceste ingrediente asigură gelului pentru masaj focal un efect nu numai hidratant, nutritiv, ci și ajută corpul în raport cu meridianele energetice, energia vitală chi și eliminarea factorilor patogeni perturbatori. Principalele funcții ale aparatului de masaj bioenergoterapeutic Fuhao sunt îndepărtarea toxinelor din sânge, deblocarea meridianelor energetice ale organelor, activarea circulației sângelui și a energiei vitale chi și stimularea metabolismului prin reglarea echilibrului dintre yin și yang. Utilizarea combinată a aparatului Fuhao și a gelului de masaj îmbunătățește efectul curățării canalelor energetice, al tonifierii sângelui, dar și a efectului analgezic datorită ingredientelor atent alese pentru proprietățile lor. În plus, în timpul procesului de deblocare a meridianelor, organismul consumă o cantitate mare de energie. Gelul de masaj Focal este bogat în elemente importante pentru refacerea elementelor energiei vitale și a sângelui, reface energia celulară, are un efect antioxidant și susține procesul de recuperare. Așadar, sper că am răspuns la întrebarea de ce trebuie folosit gelul de masaj Focal. Totuși, dacă se alege să se folosească alte geluri de masaj, doar să vă asigurați că au în compoziție aceste ingrediente, pentru că nu brandul sau firma este importantă, ci ingredientele. Gelul de masaj folosit chiar poate impacta eficiența masajului Focal și implicit rezultatele. Ți-au fost de folos aceste informații? Spune-ne părerea ta în secțiunea de comentarii de mai jos sau ne poți lăsa o sugestie dacă ai un subiect anume pe care vrei să-l dezbatem în videoclipurile viitoare. Nu uita să împărtășești acest videoclip și cu prietenii tăi și abonează-te la acest canal pentru a fi la curent cu tot ce postăm nou. Aveți grijă de voi, păstrați-vă sănătatea și fericirea, pe data viitoare!